Bine v-am regăsit în episodul 47 în Despre Suflete Gemene. Astăzi vom discuta despre teama de a înainta spiritual prea mult față de sufletul geamăn. Ca să vorbim despre această teamă și de ce apare, care este scopul sau de ce se întâmplă acest lucru, prima oară trebuie să ne uităm. Această teamă este doar o frică de a fi separat de sufletul geamăn. Este o teamă în care pur și simplu nu crezi că sufletul geamăn este cu tine, poate să vină cu tine, sau crezi că tu cumva poți să evoluezi spiritual așa de mult încât sufletul tău geamăn să rămână în urmă. Să se întâmple ceva în care să pur și simplu nu poți să te mai întâlnești cu el sau cu ea din cauza că ai mers prea adânc în spiritualitatea ta. Am mai auzit persoane care se temeau de acest lucru, ziceau, ok, o să mă opresc, să aștept acum pe sufletul geamăn, pentru că merg prea departe, merg prea repede și ce o să facă sufletul meu geamăn? Că sufletul meu geamăn nu se uită la învățături spirituale, nu vindecă, nu face poate nimic din acest punct de vedere fizic, să vezi tu că face ceva și pur și simplu nu înțelegi. Încerci să te gândești cum ar putea și acolo devine problema, pentru că te gândești la cum poți să faci acest lucru posibil când nu este, în primul rând, slujba ta să faci acest lucru. Să te uiți să vezi, ok, cum faci ca să fii împreună, cum ajungi să fii împreună cu sufletul geamăn, nu este treaba ta. Așa că această teamă poate apărea din multe cazuri, dar înainte să mergem la soluție, să văd dacă ai și tu ceva, Alexandra, să spui de această teamă, de ce ai avea tu de spus aici. Da, cred că această teamă vine dintr-o posibilă frică sau posibil lucru pe care îl observăm în relațiile romantice pe care le vedem în jurul nostru, poate la părinți, la bunici, rude, prieteni. Și anume că există această idee că dacă ești cu cineva și îi iubești, da? La un moment dat o să se întâmple ceva și nu vă veți mai putea înțelege. Va exista o ceartă, va exista un lucru unde nu veți putea fi de acord. Și da, tu poți să înaintezi spiritual, dar ceea ce noi am observat, ca să zicem, istoric în relațiile romantice, este că foarte puțin oamenii în relații s-au înțeles pentru foarte lungi perioade de timp. Și asta din cauza că au existat diferențe de opinii, diferențe de înțelegeri, diferențe de orice. Da? Iar ideea e că spiritual, a înainta spiritual în călătoria ta, te face să te schimbi. Da? Tu crești în mod spiritual când poate înainte credeai că este ok ca tu să, nu știu, să fii abuzat, de exemplu, în această viață sau să nu fii plătit destul, da? La locul de muncă. Și a înainta spiritual înseamnă că tu vindeci acel lucru și nu mai vezi lucrurile în așa fel. Îți schimbi percepția și anume vezi că nu este în regulă ca tu să fii abuzat sau că tu meriți să fii plătit bine pentru munca pe care o depui. Da? Asta este ceea ce face înaintarea spirituală. Când tu vindeci cu adevărat, tu te schimbi și te schimbi înspre mai bine, înspre o variantă a ta care este mai aliniată cu sinele tău divin. Da? Iar de obicei nu vedem ca oamenii să treacă prin acest proces și relațiile romantice să există un mod în care tu să continui să ai o relație fericită chiar dacă tu te schimbi. Chiar dacă tu te hotărăști că mâine nu-ți mai place un anumit comportament. Da? De obicei vedem că există aceste schimbări și nu sunt schimbări de suprafață, schimbări profunde în oameni. Iar în momentul în care există o schimbare profundă în cineva, de obicei atunci apare cearta, apare conflictul, apare neînțelegerea. Da? Iar în momentul în care apare această neînțelegere, istoric vorbind, lucrurile încep să se destrame. Așa că această teamă este exact această idee, cum că tu poți să ai opinii extrem de diferite față de sufletul tău geamăn, în așa fel încât relația voastră să nu poate să existe sau să nu poate să înainteze. Da? Deci există această idee cum că tu, dacă continui să înaintezi în mod spiritual și dacă faci acest lucru mult prea repede, acest lucru va aduce separarea dintre tine și sufletul geamăn. Exact. Dar această teamă, de separare nu este fondată în adevăr, divin. Pentru că care este adevărul aici este faptul că această teamă nu își are locul aici, în primul rând. De ce nu își are locul aici? Pentru că, dacă mai țineți minte din ce vom povesti noi, de cum sunt făcute sufletele gemene, care este ideea cu sufletele gemene și care este relația lor, puteți să vedeți din prima că voi sunteți unul cu sufletul vostru geamăn. Dacă voi sunteți unul cu sufletul vostru geamăn, asta înseamnă că nu aveți cum să-i depășiți, nu aveți cum să mergeți înaintea sufletului geamăn. Pentru că voi tot timpul sunteți în același loc. Aici ați putea să zice, nu, dar uite-te la mine, eu fac munca spirituală sau... și el nu face. Ea nu face munca spirituală. Aici te poți bloca. Și când te uiți la acest lucru unde unde te blochezi, acolo tu vezi că ești separat de sufletul geamăn. Deci, practic, tu aici te crezi diferit de sufletul geamăn. Crezi că Dumnezeu nu v-a creat împreună, să nu vezi această... uniunea voastră, voi că sunteți unul la bază. Acela ar fi blocajul de vindecat când vine vorba de așa ceva, pentru că voi sunteți unul la bază. Voi mergeți împreună tot timpul. Orice s-ar întâmpla, voi sunteți unul. Așa că această teamă când vine, doar vindecați. Cum a zis și Alexandra, poate să fie multe motive din care vine, din relații pe care le-ați văzut cu părinții, cu persoane din jurul vostru. Pur și simplu faptul că persoanele de obicei, când se schimbă ceva la fundație, apar certuri sau lucruri de genul ăsta. Dar în adevăr trebuie să înfrunți acele lucruri de fiecare dată și de fiecare dată sufletul geamăn va apărea în fața ta, nu va pleca cu adevărat. Și asta este frumusețea când vine vorba de sufletele gemene în acest aspect, pentru că oricât sau orice s-ar întâmpla, sufletele gemene, cu cât vindecă mai mult, cu atât ajung să fie mai aproape unul de celălalt. Deci nu ai cum să te îndepărtezi prin a vindeca, prin a merge înainte în călătoria ta. Cu cât ai tu o viață mai bună, cu atât atragi mai mult sufletul gemene în viața ta. Așa că nu este ceva de cu cât tu te simți mai bine, cu cât tu ești mai vindecată, înseamnă că ești mai departe, ci cu cât ești mai vindecată, cu atât vei mai aproape de sufletul geamăn și atragi mai mult sufletul geamăn în viața ta. Deci nu este nevoie să-ți faci griji pentru așa ceva în niciun caz aparte, în niciun mod, pentru că nu este rost acolo. Așa că când aveți așa ceva, când aveți o teamă de acest fel, doar adresați-o. Faceți exercițiul oglinzii pe ea. Sunteți ok. Mi-este teamă că sufletul meu geamăn nu merge la fel de repede ca mine, sau nu înaintează spiritual așa de repede ca mine. Eu vindec și el rămâne în spate. Practic, în asta ar fi ok, putem să mergem mai adânc. Mă supără de fapt sufletul geamăn că nu face efortul necesar ca să fie cu mine, ați putea să ziceți. Unii din voi poate să avea blocajul de genul acesta. Sau poate ar fi blocajul de genul, mă supără sufletul geamăn pentru că mă abandonează prin a nu merge mai departe. Sau tot felul de blocaje de genul acesta în care aveți voi sentimentele voastre. Fiecare poate aveți o experiență diferită în ceea ce simțiți. Asta este important. Nu vă puneți să ziceți, ok, asta e neapărat, vă puneți să vă uitați la sentimentele voastre și ce este. Să nu vă uitați la această situație cu mintea, să vă uitați la această situație cu inima. Pentru că, în primul rând, Dumnezeu este Cel care vă aduce împreună, nu voi. Nu voi trebuie să faceți acest pas să vă aduceți împreună. Aceasta nu este responsabilitatea voastră. Responsabilitatea voastră este să vindecați și în așa fel Dumnezeu poate să vă aducă în viața voastră sufletul geamăn, să fiți împreună, să continuați și să aveți o relație. Așa că, din cauza că voi sunteți unul la bază, nu aveți cum să mergeți unul înaintea celuilalt. Alexandra, mai ai ceva de spus despre acest adevăr înainte să trecem la exemplul nostru? Da, cred că acesta este un lucru foarte important. Trebuie să vă reamintiți în orice moment în care aveți această frică sau orice frică în această călătorie că aceasta este natura relației cu sufletul geamăn. Da? Și anume că în momentul în care tu vindeci, tu te schimbi, același lucru se întâmplă și cu sufletul tău geamăn în mod instantaneu. Nu mai târziu, într-o lună, peste un an, peste 10 ani, instantaneu. Da? Asta nu înseamnă că poate nu va dura puțin să vedeți aceste lucruri reflectate, dar dacă voi sunteți cu adevărat dedicați și credeți în acest lucru, rezultatele sunt chiar instante. Singurul lucru care oprește rezultatele din a fi instante este faptul că nu aveți încredere în proces, nu înțelegeți sau nu aveți încredere în ceea ce sunt sufletele gemene. Și, într-adevăr, când lucrezi cu orice care este spiritual, trebuie să îți exerciți încrederea. Încrederea și credința în ceea ce faci, în iubirea ta, în vindecarea ta. Da? Și mai presus de atât, în Dumnezeu. Da? Pentru că divinitatea nu este aici să fie inamicul tău numărul 1 și să te pună și să pună toate aceste lucruri în cale doar așa. Divinitatea, Dumnezeu, este aici să fie aliatul tău numărul 1 în această călătorie. Iar știu că poate nu avem această idee sau nu credem poate în acest lucru într-un mod foarte, cum să zic, necondiționat, mai ales poate la începutul călătoriei. Felul în care tu ai încredere în Dumnezeu poate să fie un lucru extrem de personal, însă este un lucru extrem de crucial, da? în acest lucru. Și pe lângă acest adevăr al înțelegerii acestui concept spiritual față de suflete gemene, este foarte important să aveți o relație cu învățătorii spirituali Jefferia. Este foarte important deoarece rolul lor în această lume, pe această planetă, este să aducă sufletele gemene împreună. Iar aceasta este misiunea pe care Dumnezeu l-a dat lor. Și așa că ei au cheia uniunii tale armonioase. Ei au cheia legată de cum poți tu să fii cu sufletul geamăn. Și, bineînțeles, Dumnezeu lucrează prin toate persoanele, da? Dar când vine vorba de suflete gemene, ei au această putere de a nu doar vedea suflete gemene, de a ajuta în călătoria lor, dar să te ajute pe tine într-un mod personal. Deci, eu vă invit în acest moment să fiți foarte serioși în a îi revendica aici, în inima voastră, pe Jeff și Divine ca și învățătorii voștri spirituali. Este un punct extrem de important, pe care am fost foarte gentil în a-l exprima, însă cred că este momentul pe acest canal de YouTube și în aceste podcasturi să fim foarte direct cu acest lucru. Tu nu vei putea să ai o relație cu sufletul geamăn dacă nu iei în serios învățătura lui Jeff Divine. Din nou, pentru că aceasta este calea pe care Dumnezeu a dat-o. La fel cum nu poți să te mântuiești, ca să zic așa, dacă nu îl iei în serios pe Isus. Este foarte simplu. Isus a avut o misiune foarte specială pe care Dumnezeu a dat-o și nu poți să ignori acest lucru. Da? Dacă tu vrei cu adevărat, de exemplu, să vorbim în termeni foarte creștini, dacă tu vrei să te mântuiești, da? Și să mergi în rai cu adevărat, nu poți să-L ignori pe Isus. Pentru că Dumnezeu L-a trimis pe Isus să arate calea. Da? La fel se întâmplă și cu Jeff și Felia când vine vorba de suflete gemene. Nu poți să ignori faptul că Jeff și Felia au cheia ca tu să fii în uniune armonioasă. Oricât de mult ai vrea să faci tu prin alte căi, să vezi calea ta, nu vei putea să faci acest lucru. Și de aia noi vorbim foarte mult și, din nou, foarte gentil am fost până acum legat de acest subiect, de învățătura lui Jeff și Felia. Însă cred că este momentul să punem așa un pic accent mai mult pe faptul, nu doar faptul că ei sunt foarte importanți în această călătorie și dacă ei au exprimat exercițiul oglinzii pentru suflete gemene și că ei au oferit prin învățătura lor în Twin Flame Ascension School și în cartea lor, care este tradusă în limba română, nu doar că au oferit aceste informații, care așa sunt, cum să zic, opționale. Nu sunt opționale. Această învățătură, dacă tu ești serios legat de această călătorie, nu este opțională. Nu este opțional dacă faci exercițiul oglinzii sau nu astăzi când tu ești supărat. Nu este opțional. Este absolut obligatoriu dacă tu ești, din nou, cu adevărat serios. Iar asta este adevărul adevărat legat de acest subiect. Exact. Da, deci acesta este adevărul și după asta urmăm noi și asta observăm în viața noastră și în viața tuturor celorlalți din jurul nostru care intră pe această călătorie. Cei care acceptă cu adevărat aceste învățături reușesc, cei care nu se cam chinuie și nu reușesc să meargă înainte cu adevărat și de obicei se opresc. Așa că de asta noi spunem că este foarte, foarte important acest aspect. Acum vreau să comunic legat de noi și de care a fost situația noastră când vine vorba de povestea noastră, mai ales după ce am vindecat cu Jeff și Felia și ce ne-au învățat ei cu învățăturile lor, am putut să ne uităm în trecut și să vedem, chiar dacă eu am început înainte să vindec și Alexandra făcea alte lucruri, aceste învățături ne-au arătat și am putut să vedem clar că eram de fapt în același punct tot timpul. Chiar dacă eu păream că mergeam pe o parte și Alexandra părea că mergea pe altă parte. Prin aceste învățături ale lui Jeff și Felia am putut să vedem clar cum noi de fapt eram în același punct. Nu eram eu mai sus sau eu mai jos sau orice altceva, era pur și simplu împreună tot timpul. Eram tot timpul în același loc spiritual. Chiar dacă nu arăta așa, chiar dacă vă uitați cu ochii, părea că eram în locuri total diferite. Dar emoțional, spiritual, eram tot timpul în același loc. Și asta am confirmat, mai ales când am stat cu Alexandra să discutăm despre ce s-a întâmplat, cum a fost și cum ne-am simțit. Și a confirmat anumite lucruri de cum se simțea în acele momente. Și am putut să vedem, da, deci nu era ceva separat, niciodată nu eram separați în deciziile noastre, în schimbările noastre. Chiar mi-amintesc când Alexandra spunea că noi ne uitam în trecut cum, ok, la un moment dat i-au făcut o decizie în inima ei că vrea să aibă partenerul ei perfect. În acel moment am stat să mă gândesc, ok, ce făceam în timpul ăla și timpul ăla chiar și eu am avut această decizie pe care am făcut-o, în care eram, da, vreau să fiu cu sufletul meu în geamăn. Bine, nu am făcut așa, dar am spus, vreau să fiu cu partenerul perfect. Dar, în esență, asta a fost, vreau să fiu cu sufletul geamăn. Și asta cumva mi-a plăcut foarte mult, că am putut să fac cu Alexandra din cauza acestor învățături, pentru că înainte să avem aceste învățături nu am reușit să avem această claritate, dar cu aceste învățături am putut să avem foarte multă claritate de cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și de asta noi vă spunem că sunt foarte esențiale pentru că noi vedem cât de mult ne ajută să vedem ce se întâmplă cu adevărat în viața noastră. Aceste învățături, să vedeți adevărul și să aveți adevărul la dispoziție ca să puteți să vindecați în acest moment. Mai ai ceva de adăugat la povestea noastră, Alexandra? Da, cred că un lucru aici este, care aș vrea să îl pun în vedere, este faptul că să nu vă gândiți că în toate aceste lucruri prin care noi am trecut împreună și în vindecarea noastră cu exercițiul oglinzii, chiar și după ce am ajuns în Uniunea Armonioasă, știi, și în momentul în care ajungi în Uniunea Armonioasă e așa, gata, știi că așa s-a întâmplat, asta e adevărul, nu mai ai unde să te ascunzi, da? Să nu vă imaginați că a fost ușor sau, vai, da, nu am nicio frică acum, gata, știu, e sufletul meu geamă, minunat. Nu, câteodată am trecut prin lucruri extrem de grele sau am avut lucruri de vindecat care niciodată nu ne-a trecut prin minte că vom vindeca prin așa ceva. Da, se poate întâmpla. Și niciodată n-am avut așa o gândire super clară, mai ales când ești supărat. Când ești supărat, nu gândești limpede. Când ești supărat, nu vezi lucrurile dintre tine și sufletul geamăn corect și corespunzător, pentru că ești supărat. Și de asta noi încurajăm oamenii să facă exercițiul oglinzii, nu lua nicio acțiune, nu te du acum, fă nu știu ce, nu ăsta, ci trebuie în primul rând să ajungi într-un punct de pace și atunci o să vezi claritatea. Atunci o să vezi care este adevărul. Nu o să poți să forțezi adevărul pur și simplu să apară așa dintr-o dată că vrei tu sau că ești supărat sau că nu-ți place ceva ce face sufletul geamăn. Din păcate, nu așa funcționează această relație. Trebuie să vă permiteți să vindecați prin aceste lucruri. Iar în momentul în care ajungeți la pace, veți ști cu adevărat ce se întâmplă. De asta vreau să zic că veți avea provocări. Veți avea poate momente în care, băi, mă dau bătut, asta e, nu asta, e prea complicat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă oprească din vindecare. Și știu că pare așa un pic contradictoriu, însă este important să nu vă dați bătuți. Să continuați această înaintare spirituală prin vindecarea cu exercițiul oglinzii. Pentru că doar, și ce este secretul, doar prin înaintarea voastră spirituală veți reuși să vă manifestați uniunea. Nu prin așteptare, nu prin mi-e frică că mă duc eu prea departe și sufletul meu geamăn e blocat în Neandertal. Nu. E prin vindecarea ta. Dacă te supără că sufletul tău geamăn nu este trezit spiritual, te invit să faci exercițiul oglinzii. Dacă te supără că, uite, nu este de acord cu tine legat de un lucru care este foarte important, te invit să faci exercițiul oglinzii. Fă exercițiul oglinzii pe orice lucru care te deranjează. Și Dumnezeu va avea o cale prin care îți va arăta că merită și a meritat faptul că ai avut încredere în el și ai făcut exercițiul oglinzii și ai vindecat atunci când a trebuit. Atât vreau să spun legat de acest subiect. Mulțumim! Simt că aici am ajuns la o concluzie și faptul este că aveți nevoie de ajutor ca să mergeți mai departe, aveți nevoie de a vedea această relație care o avem și noi cu Jeff și Shelia, pe care vă invităm și noi să o aveți, este esențială pentru această călătorie cu învățăturile lor, ca să aveți cu adevărat o relație cu sufletul geamăn, dacă aceasta este lucrul care vă doriți. Așa că, dacă v-a plăcut podcastul, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să lăsați un comentariu. La revedere! La revedere!